Ne dăm seama după Tobi că DPF-ul ăsta nu mai are eficiență. El nu-și mai face treaba. Astăzi băieții la turbina pe mișcării noi, un aparat nou. Domnul Gabi? Bună ziua! Avem aici un nou aparat ce tocmai astăzi a ajuns. Încercăm să desfrușim anumite mistere al acestui aparat. Încercăm să înțelegem cum funcționează acest aparat care va regla, nu cum am regat până acum, prin presiune de ulei prin interiorul miezului, ci printr-un sistem de vacuum ce acționează actuatorul și printr-un ceas comparator în care ne indică corecția geometriei variabile. Cred că așa funcționează. Acum suntem în fază de descoperire. Cercetăm ca să aflăm. Și avem urme de păcat. De săraca pompă, trebuie să schimbăm lagările. Lagările aici și lagările din fața pompii. E mâncat. Nu știu cât ai să reușești tu să focalizezi. În interior? Da, are ce niște urme de păcat. Așa. Și uite urmele de păcat mai clare. Da. Ok. Și ăsta? Ăsta e tachetul. Da. Înlocuim totul. Avem timp în țarpa și... Tot doar treabă și treabă. Hai la astea am dat jos sistemul de admisii. L-am curățat și acum îl montăm la loc. Și altceva? Ia pentru a veni pentru preventiv sau? A venit pentru DPF-ul înfundat. Am constatat că era înfundat sistemul de admisii. Asta e un factor care duce la înfundarea DPF-ului. Meanwhile. Opa, la astra. Sabata, Tobele. Trebuie să ne protejăm de acest ulei foarte curat. Ia. Yeah. Opa. Mentenanța făcută la timp. Un strat protector. Foarte protector. Ca să vedem dacă un filtru de particule este în regulă, ne putem da seama și din diagnoză. În momentul de față avem o încărcare pe DPF de 93%, dar cu o masă de cenușă în DPF de 6 grame, ceea ce nu este în regulă. Presiunea diferențială, ea oscilează foarte mult, când stăm 40, când stă 11, putem să ne dăm jos din mașină. Să ne dăm seama după Tobi că DPF-ul ăsta nu mai are eficiență. El nu-și mai face treaba. Smart Plus cu Net 5G Plus nelimitat național. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro. Cutia veche? Da, veche. Păi, acum ai dat drumul, poți să o... Bine vrăduț. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Vom efectua o mică probă de avion. Adică, cum s-ar spune, o probă. Deoarece avem o mașină, exaltalmente un Opel Insignia, și ne dă puține bătăi de cap. Am înlocuit o electrovalvă și acum vedem dacă se remediază problema. Problema fiind plafonarea, limitarea mașinii la undeva la 2500. Na, încercăm, vedem. Da, a reușit până la urmă, s-a remediat. Deci, am mai tăiat ceva de pereste. Bă, asta e frumoasă, măcar e frumoasă. Da, chiar ne-a plăcut ugaul ăsta. Ia. Îngrijite rău. Praguri, nebunii. Mamă, dar ce vine, miroase înăuntru. Pachete, frumos, ți-am zis. Țipi mașina. Tine se cred că are ceva garaj. Că nu prea aș cred eu ăsta. Tu ții așa în parcare, nu? Da, foarte fain, chiar mișto.
Mi-a plăcut mașina, da, șocant. Deci, acum... De obicei nu ne place furcuga, dar asta e chiar foarte frumoasă. Ar veni acum, F și O, ăla a venit de la foarte fain. Deci, de la foarte, foarte fain. Ce avem noi aici? Avem o turbină de 1.6 de pe gama PSA, ce ar fi Citroen, Peugeot, astea Mazda și așa mai departe, varianta de 109 cai. Acest aparat, spre exemplu, față de celălalt aparat, este, facem un reglaj static, ceea ce înseamnă că nu învârtim miezul deloc. Avem un aer tras în vid de către acest aparat cu un mecanism în interiorul său, ce nu ne este dat să-l vedem, deoarece este secret. Ca mai apoi să funcționeze pe bază de vacuum, vid și automat reglajul static. Ne reglează în punctele foarte bine precise și puse la punct geometria variabilă în diferite puncte. Vorbim de închiderea prea puțină, pardon, adică practic avem un reglaj foarte, foarte, foarte fin și delicat. Ca să înțelegem dacă această turbină va funcționa corect în mașină sau nu va funcționa corect în mașină. În momentul de față, recapitulăm cam ce face acest aparat. Pe lângă faptul că reglăm aceste turbine cu un reglaj static, ceea ce înseamnă că nu se învârte miezul, okay, pentru că nu avem un debit sau o presiune de ulei care o putem mufa la miezul turbinei, și pe de altă parte putem verifica chiar și electrovalvele care sunt montate pe mașină. Practic, dacă avem o electrovalvă cumpărată nouă de la diversi furnizori, noi putem să verificăm această electrovalvă prin vacuumurile care mi sunt dispuse aici și acest grafic din raportul aparatului. Totodată, pe lângă electrovalve, v-am spus, avem reglajul actuatorului, unde ni se indică ceea ce ar trebui să coborâm sau să ridicăm geometria variabilă în funcție de reglajul stabilit inițial. După aia avem și un raport de reglaj plecare de pe loc și mers în sarcină, să spunem așa între ghilimele, blană la maxim. Un alt avantaj la acest aparat este durata montării turbinei pe acest aparat. M-am repetat, dar nu contează. Ideea este că ne ia fix, nu spun, dar cred 30 de secunde prin montarea vacuumului și să-i dăm bice la reglaj.